Domnul Tăricianu lipsește motivat, să știți, da. Nu poate să vină la serviciu pentru că a ținut o cură de slăbire. Alții vin să câștige o pâine, domnul Tăricianu, băiat fiind, nu poate să vină de nemâncare. Vă dați cu poporul acum de alegeri, șefule, sau pur și simplu crescuse târtița prea mare? Domnul Tăricianu, da. Ce regim țineți, domne? Că na, mă gândesc așa, ați trecut cu bine prin regimul Băsescu și acum vă doboară așa o foame de-asta obișnuită, domne? O cură de slăbire îl împiedică pe președintele Senatului să meargă la serviciu. Al doilea om în stat a fost nevoit să-și anuleze toate întâlnirile programate pentru astăzi și aflăm dintr-un comunicat de presă al Senatului de ce. Citez. Pe fondul unor activități politice care l-au solicitat fizic în mod deosebit, dar și din cauza unei diete hipocalorice, Călin Popescu Tăricianu a manifestat o stare de slăbiciune. Mai mult aflăm că medicii au recomandat președintelui Senatului să-și reducă temporar activitățile și, foarte important, să își ajusteze această dietă. Cum zic, sigur nu e ceva de vineri? Vineri, zic, când v-au chemat la DNA, martori, bineînțeles, dar mă gândesc să nu vă fie arătat procurorii ăia ceva acolo de... V-a luat așa cu leșin. Sper că ați mers la un doctor ca lumea, fără glumă. Adică nu în parlament, că în parlament sunt atâția doctori făcuți pe nașpa, intrați naiba la alte complicații.